prietenul nostru, Valentin Grigore, ultimul, dar nu cel din urmă. Să aduce aminte ce ne-ai spus anul trecut? Diferența dintre oameni și stele? Mai are două minute? Mai are două minute, hai! Diferența dintre oameni și stele? De ce să uită oamenii la stele? De ce să uită oamenii la stele? Ce ziceți? Vor să ajungă ca ele sau cum? Asta e răspunsul. De ce te uiți tu la stele? Mulțumesc, Adi Vănuță. Până va fi gata prezentarea, îmi pare bine să ne reîntâlnim la Astrofest 2023. Mulțumim Știință și Tehnică pentru acest din nou foarte bun festival în București. Să vorbești de astronomie într-un oraș super poluat, luminos, așa cum este orașul București, nu este ușor, credeți-mă. De aceea avem scenă, de aceea avem ecran, pentru că nu putem să vă arătăm cerul așa cum este el în toată splendoarea lui. Ei, eu astăzi o să vă povestesc puțin despre cerul pe care nu-l vedem din București. De ce oare din București nu putem să vedem Calea Lactee? Poate să-mi spună cineva? Luminile orașului. Nu luminile orașului sunt problema, ci proasta lor amplasare. Eu, printre altele, sunt astronom amator autodidact, sunt președintele Societății Astronomice Române de Meteor și reprezentant în România Organizația Mondială Astronomi Fără Frontiere. Dar sunt și specialist în iluminat și știm cât de ineficient este iluminatul în București. Nu din cauza luminilor pe timp de noapte nu putem să vedem cerul, ci din cauza luminilor prost amplasate pe timp de noapte. Lumina nu trebuie să se ducă niciodată în sus. Lumina trebuie să ducă doar acolo unde e nevoie de ea. Cred că sunteți de acord cu mine că nu câștigăm nimic dacă trimite lumina în cer. Doar cheltuim niște bani și stricăm ecosistemul. Inclusiv posibilitatea noastră de a vedea stelele. Veți putea să ziceți, bine domnule, și nu putem să trăim fără să vedem stelele. Dar gândiți-vă cum e să trăiești și să vezi stelele la fereastră în fiecare noapte înainte să te culci, sau să vezi strălucirea lui Jupiter sau lui Venus, sau să vezi Calea Lactee cum se revarsă așa peste oraș. Cum ar fi? Ar fi frumos, nu? Din păcate, iată că uneori oamenii nu sunt atât de deștepți cât se cred, sau, deși sunt deștepți, alții decid în locul lor. Este foarte rău pentru societate ca în locul oamenilor deștepți care se pricep să decidă alții. De aceea suportăm anumite consecințe și le vedem la orice pas, nu trebuie să intrăm să ne fim acuzați că facem politică sau altceva. Dar, dacă vorbim despre stele, vorbim despre cerul nopții. Iată, astăzi aș vrea să vă vorbesc despre cerul la mâna ta. Cum adică cerul la mâna ta? Foarte simplu. Noi când promovăm astronomia, o promovăm pentru oamenii obișnuiți. Eu asta fac. Le vorbesc cu oamenilor despre cer, astfel încât ei să poată înțelege, fără să fie nevoie să ai studii de specialitate, fără să ai facultate, poți să nici nu știi carte de înalt nivel sau să ai studii ca să înțelegi cerul. Noi vorbim despre lumea înconjurătoare. Vă rog să începem să derulăm slide-urile. Suntem membri în Organizația Mondială Astronomi Fără Frontiere, care are reprezentanți în 132 de țări de peste toată planeta. Și atunci când vorbim oamenilor despre cer, le vorbim pe înțelesul lor. Dacă mergem noaptea în afara Bucureștiului, da? Facem abstracție, asta este. Da, avem posibilitatea să ne deplasăm la munte, la țară, cei care mai avem bunici pe la țară sau avem casă la țară, în mediul rural, acolo putem să vedem stelele, nu chiar cum se vedeau înainte, dar cel puțin le putem vedea în condiții mult mai bune. Acum, astronomia vine din limba greacă, de acolo în teoretic. Astros și nomos, da? Legea aștrilor. Dar vă spun că astronomia este prima dintre științe și este mai mult decât o știință. Astronomia înseamnă, de fapt, conexiunea omului cu cerul. Să știți că între pământ și cer există o legătură. Omul este acela. Dacă n-ar fi această legătură, noi nu am avea nimic în ziua de azi. Multă lume nu știe că, practic, vorbim la telefonul mobil sau călătorim cu nu știu ce mijloace de transport moderne, sau mergem la o întâlnire, sau mergem la... Toate se datorează astronomiei. Dacă cei dinaintea noastră n-ar fi privit cerul, noi nu aveam astăzi nimic din ceea ce înseamnă comunicații și așa mai departe. Știți foarte bine, telefonul mobil folosește sateliți artificiali care se învârt pe orbită
folosim cunoștințe de astronomie. Dacă n-ar fi astronomie când vorbim la telefonul mobil, noi n-am avea acești sateliți orientați după stele. Bun. Regina științelor sau mai mult decât. Haideți să mergem să vă arăt următoarele slide-uri. Vreau să vă spun că astronomia este chiar la mâna noastră. Când vorbim despre constelații, vorbim de alfabetul cerului. Dacă mergeam înainte să mergem la școală, ne uităm pe o carte sau pe un ziar. În afară de poze, noi nu înțelegeam nimic, pentru că vedeam niște litere care ni se păreau că sunt aruncate la întâmplare. Așa ni se par și stelele pe cer aruncate la întâmplare, fără o legătură între ele, dar nu. Legătura există. Cum între litere există legătură și formează cuvinte, iar cuvintele formează propoziții, iar propoziție fraze, și putem să vorbim atât de poetic și atât de frumos prin cuvinte, așa și stelele au un limbaj al lor. Stelele sunt grupate în constelații. Constelațiile, de fapt, sunt alfabetul cerului. Și omul, de-a lungul timpului, a împărțit stelele în constelații, le-a unit dintre ele. Unii au văzut personaje mitologice, alții au văzut animale, păsări sau obiecte și așa mai departe. Câți dintre dumneavoastră cunoașteți 10 constelații? Să ridicem mâna sus cine știe 10 constelații, dacă am fi la munte. Mâna acolo, în afară de astronom, mulțumim. Cine știe 5 constelații? Zodiile nu să le știm pe nume, să le arătăm pe cer. E o diferență. Cum? Nici 5? Cine știe 2 constelații? Haideți! Carul mic și carul mare. Cât de cât? 2 constelații. Știți câte sunt pe cer? 88 de constelații. Din România se văd vreo 56, da? Pentru că astronomii s-au gândit să împarte cerul în 88 de zone, corespunzând 88 de constelații cu denumiri în limba latină, ca să știți de ce le vedem în limba latină pe hărțile cerului. Ca toată lumea să înțeleagă. Limba latină e și o limbă moarte, iată s-a stabilit de către Uniunea Astronomică Internațională să aibă denumiri în limba latină. Și avem personaje mitologice, Perseu, Casiopea, Orion, sau obiecte, săgeata, triunghiul, balanța, sau animale, vulturul, lebăda, vulpea și așa mai departe. Da? Sunt pe cer. Bineînțeles, dacă astea vorbim de emisfera nordică, dacă ne-am duce în emisfera sudică, avem niște constelații cu denumiri mai ciudate. Sextantul, telescopul, microscopul, de ce? Cerul sudic a fost explorat mai târziu, când omenirea deja avea niște instrumente și nu au mai fost atât de poetici. Și au zis, au dat și ei denumiri cu ce se pricepeau atunci. Bun. Dar fiecare popor are denumiri proprii. Noi avem carul mic și carul mare. Carul mare, ai că știți carul mare, da? Nu este o constelație, ea e ursa mare, este un asterism. Vorbim altă dată. La americani se numește polonicu. Îi se gândesc mai mult la mâncare decât alții, probabil, și au văzut că e un mare polonic pe cer. Și alte popoare s-au gândit, bineînțeles, la altceva. Să mergem la următorul slide. Iată reprezentarea mitologică. Constelația Orion, vânătorul, luptă cu taurul. Și tot așa, fiecare constelație are o reprezentare mitologică. Mai departe. Dar, ce facem cu cerul la mâna ta? Câteva aplicații ale astronomiei. Orientarea pe boltă. O să ziceți, eu mi-am lăsat telefonul la încărcat, dar cred că toată lumea are acel device prin buzunar, inclusiv copiii. Și să știți că nu suntem mai deștepți dacă avem un telefon și apăsăm pe niște butoane să aflăm niște lucruri. Mai deștepți am fi dacă ne-am uitat la carul mic și carul mare și am aflat punctele cardinale. Și dacă aflăm punctele cardinale, știm să folosim o hartă turistică care are indicată direcția nord pentru că aflăm nordul. Sau știm să aflăm altitudinea, sau azimutul, sau elevația. Lucruri pe care orice om ar trebui să le știe. Acum le știu alții în locul nostru, da? Starea vremii. Avem și aici semne pe cer, să știți. Halo în jurul lunii, jurul soarelui, bătrânii știau când plouă a doua zi sau a treia zi. Noi ne uităm la meteo, vine busul și ne spune, stați, știți că eu vă spun ce se întâmplă. Bun. Poate vrem să aflăm noi, sau poate nu avem televizorul unii dintre noi, sau nu vrem să avem. Cum aflăm punctele cardinale? Avem carul mare, vedeți cele 7 stele, și carul mic, similar. Prelungim de 5 ori distanța de la roțile din spate și găsim o stea singulară numită steaua polară. Dacă am aflat steaua polară, acolo avem polul nord ceresc. Dacă coborâm pe linia orizontului să avem nordul în fața noastră, în spatele nostru să avem ce punct cardinal? Sudul. În dreapta o să avem estul, în stânga vom avea vestul. Iată ce mare descoperire! Am aflat punctele cardinale. Foarte simplu. La ce ne folosește? Alții spun, bine, și eu trăiesc toată viața și nu știu punctele cardinale.
ai fi mai câștigat dacă le-ai ști, din multe puncte de vedere. Telefonul te lasă, te lasă bateria, te duci în expediție pe munte, degeaba ai harta turistică la tine că nu știi cum să orientezi spre nord. Și o poți să pui în orice direcție, da? Lucruri foarte simple. Mai departe, putem să măsurăm distanțele pe cer, să măsoară în grade, nu în metri, nu în kilometri, nu în centimetri, în grade unghiulare. Puteți să folosim mâna, asta înseamnă cerul la mâna ta. Dacă avem mâna, putem să aflăm o groază de chestii, nici nu vă trece pe minte câte putem să aflăm pe cer, numai folosindu-ne degetele la mână. Avem degetul mic întins în față la maximum, puteți să faceți și chiar rog pe cineva să facă o poză. Suntem la lecția de astronomie, da? E, avem... Alex, să ne faci poză cu oamenii când ridică mâna. Deci, dacă ridicați mâna așa, nu contează că aveți mâna mai lungă sau mai scurtă, e proporțională cu corpul, da? Grosimea degetului mic întinsă mâna la maximum înseamnă un grad. Iată unitatea de măsură, de bază, un grad. Dacă avem cele trei degete, cât avem? 5 grade. Avem pumnul, avem 10 grade. Avem 15 grade aici, țineți minte, și 25 de grade aici. Aș vrea să rețineți această măsură, 15 grade. Știți că folosind metoda asta putem să aflăm peste cât timp va apune soarele? Dacă avem soarele acum, din păcate, îl avem aici între copaci. Soarele și orice corp pe cer se deplasează de la est la vest în timpul zilei sau în timpul nopții cu 15 grade pe oră, adică atât pe oră. Orientăm spre zona în care merge soarele și calculăm în cât timp apune soarele. Probabil acum, nu știu, într-o oră și ceva, două ore, nu știu, habar nu știu câte ceasuri. În fine, dacă vedeți soarele, eu nu-l văd aici, puteți să calculați. Lucru foarte, foarte simplu. Mergem mai departe. Iată, dacă vrem, mai avem și alte unități de măsură, da? La mâna noastră putem să măsurăm foarte multe lucruri pe cer. Mai departe. Următorul slide, vă rog. Am vorbit de carul mare. Ia uitați-vă aici. Avem carul mare, putem să măsurăm distanțele. Și așa, și așa. Roțile din spate 5 grade, roata din spate și roata din față 10 grade, roata din spate și prima din oiște 15, roata din spate și ultima din oiște 25 de grade. Mai departe, luna. Cred că toată lumea a admirat luna. Ați văzut luna plină? Cine n-a văzut luna plină? Cine a văzut luna plină când răsare? E frumoasă, nu? E, acum vreau să fac un test. Întindeți degetul și închipuiți-vă că măsurați diametrul lunii. Cam câte grade îi dați? Cam câte grade dați diametrul lui lunii? De câte ori trebuie să duceți degetul ca să acoperiți discul lunii? Cine îmi spune? 2 grade? Altcineva? 4? 3? Cine dă mai mult, cine dă mai puțin? Cum e? Ca la licitație? O să rămâneți dezamăgiți? 5. O să vă spun că luna are o jumătate de grad. Da, și eu am rămas, cum nu se poate, m-am dus eu și am măsurat. Nu se poate, dumneavoastră, că am văzut roata carului. Ei, dacă întindeți, mă, o să vedeți că nu acoperă nici jumătate din grosimea degetului mic. Iată ce am aflat. Este un fel de iluzie că vezi luna mai mare. Dacă îi faci poză când răsare luna și faci poză și când trece la meridian, o să vedeți că are aceeași dimensiune. Poate nu vă dați seama, dar așa este. Are aceeași dimensiune. Este puțin impresionat creierul nostru când vedem o obiect în jur, comparăm distanțele, mărimile și avem impresia că luna e căruata carului. Bun, mai departe, vedeți? Un grad? Peste cât timp apune luna, la fel. Putem să calculăm 15 grade și ne dăm seama când apune luna. Mai departe. Cu soarele la fel. Mai departe. Nu vă mai spun multe lucruri, că acestea vi le spunem. Să vă spun imediat unde puteți să aflați mai multe. Acum suntem spre sfârșitul zilei. Așa este ordinea pe acest pământ, ca să nu vină noaptea dintr-o dată sau ziua dintr-o dată. Se mai întâmplă undeva pe la ecuator sau pe la tropice, da? Să vină mai repede. Iată, după ce apune soarele, începe seara, amurgul sau dimineața, avem zorii, da? Înainte de restul soarele. Când soarele
apune și trece 6 grade sub linia orizontului, se spune că avem crepusculul civil. Ce înseamnă? Că dumneavoastră, civili, așa cum ne numesc specialiștii, încep să simtă că se face înserare, da? Soarele a coborât până la 6 grade. A măsurat cât avem 6 grade, da? Bun. Dacă soarele coboară la 12 grade, începe crepusculul nautic. Adică, l-aveam pe domnul comandor aici, poate ați vizitat standul. În acel moment, prin sextant, se vede o stea de mărime 2, ca să se orienteze navigatorii pe mare, da? Și atunci începe să termină crepusculul nautic. Iar când pe cer soarele coboară la minus 18 grade, este 18 grade sub linia orizontului, atunci cea mai slabă stea pe cer apare și se termină crepusculul astronomic. De-abia de atunci începe noaptea astronomică, când pe cer apare cea mai slabă stea vizibilă cu ochiul liber. Am vrut să vă arăt ce înseamnă să cunoști, să măsori distanțele unghiulare. Este doar o mică, mică chestie din tot ce putem să facem cu astronomia. Mai departe, vă rog. Acum, sigur că noi putem să... Slide-ul următor. Putem să aflăm mai multe. De exemplu, steaua polară pe care o vedeți. De ce nu se mișcă niciodată? 5 minute, Adrian. Gata. De ce nu se mișcă steaua polară niciodată? Nu știm, venim să aflăm la unde venim. Mai departe, ce înseamnă azimut, altitudine, de ce este vara cald și iarna frig? Știe cineva? Ia zi. Să știi că e interesant ce spui tu, nu mă aștepta la un pici ca tine să spună lucrul ăsta. Discutăm. Ești pe aproape pe undeva. Mergem mai departe. De ce anul are 365 sau 366 de zile? De ce nu are 200 de zile ca să trăim mai mulți ani, nu? Sau de ce nu are 400 sau 600 de zile? De ce fix 365 de zile și câte ore? 6 ore, da? Bun. De ce? Iată un mister pe care trebuie să-l dezlegăm. Noi știm răspunsul. Vedem acolo ceva cu soarele pe bolta alt. Celălalt slide, vă rog. Ați văzut vreun meteor vreodată? Cine a văzut în viața lui un meteor? O stea căzătoare. Ah, dacă am zis stea căzătoare, v-ați prins. Ei, această căzătoare nu e o stea. Se numește meteor și nu meteorit. Ați văzut la standul nostru meteoris, da? Este un, de fapt, este un meteoroid care intră în atmosfera terestră din spațiu, arde prin frecarea cu aerul la viteză foarte mare, între 10 și 70 de km pe secundă, produce acel fenomen luminos numit meteor și dacă e mai mare de câțiva metri, la 30 de km se stinge și cade pe pământ sub formă de meteorit. Numai atunci spunem că avem meteorit. Nu vorbim de ploaie de meteoriți, Doamne ferește. Mă rog, pentru unele capete ar fi bună o ploaie de asta, dar nu intrăm în detalii. Mai departe. Care e legătura dintre meteor și comete? Mai departe. Iată, ați auzit de Perseide? Ploaia de meteor Perseide. A, cred că asta ați văzut-o, dacă e vara, frumos. Iată cum e distribuția materiei în spațiu. De ce așa? Mai departe. De ce se numesc Perseide? Pentru că ei parcă vin din constelația Perseu. Aparent. Mai departe. Avem radiantul Perseide. Ei circulă în spațiu paralel, dar noi vedem datorită efectului de perspectivă că ar veni undeva unde se intersectează într-un punct. Mai departe. Dar ați văzut vreodată așa ceva? E fascinant. Credeți-mă că emoția pe care am simțit-o acolo și când am făcut poza asta și așa, este absolut fascinantă. Conexiunea directă cu celul. Mai departe. Trebuie să mă încadrez în timpul pe care mi l-a dat Adi. Perseide, anul trecut, pe lună plină, da? Ce vedem noi aici este un loc foarte special. Mergem mai departe să vă spun de ce. Ați auzit de Leonide? Mai departe. Ați auzit de Geminide? Doar de Perseide, îmi pare rău. Geminidele produc peste 1000 de meteori într-o noapte. Oh, fantastic! Știți cum este să vezi 1000 de meteori într-o noapte? E fabulos! Și știți că se întâmplă aproape în fiecare an? Dar noi nu știm. Pe cum ei se întâmplă? Și trebuie să fim acolo să-i vedem, nu? Mai departe. Așa am ajuns la cerul de la firul ierbii. Noi organizăm în fiecare an, Societatea Astronomică Română de Tineri, tabere pentru copii, pentru adulți, pentru oricine dorește să se conecteze cu cerul și să afle despre ce putem vedea pe cer. Avem la Runcul Stonul, județul Dumovița, la poale Munții Oleauta, într-o zonă fantastică din punct de vedere al naturii. Avem un cer foarte bun, avem condiții foarte bune acolo și organizăm an de an mai multe tabere. Acum, foarte repede, rog, să trecem așa pe slide-uri.
Aceasta este cabana și cu cerul fantastic, cam câte 2-3 secunde, așa? Cam așa este zona acolo, cu munții Leota. Este o zonă foarte frumoasă, da? Îl vedem și pe domnul comandor acolo, da? Sunt din taberele noastre. Din punct de vedere al naturii este foarte frumos. Numai să vii aici să-ți petrezi concediu și... Dar noi ce facem? Practic, ținem cursuri, ținem, prezentăm cum folosim harta cerului, cum folosim planisfera, cum ne orientăm pe cer. Iată, avem instrumente, avem lectori bine pregătiți, pasionați, care pun pasiunea lor la mijloc. Foarte frumos, avem lecții în aer liber, da, sub cerul înstelat. Iată ce frumos să ții o lecție aici, să te bucuri, vedem Calea Lactei acolo, vedem stelele, identificăm constelațiile, vedeți? Avem un laser acolo și aici e Stația Spațială Internațională, de care va vorbi domnul cosmonaut Dumitru Prunariu, da? Iată, vă prezint o singură tabără. Perioada 18-23 iulie, mai avem câteva locuri libere, scrie acolo 25, dar nu mai sunt 25, că s-au ocupat astăzi mai multe. Avem astronomie generală și înțiere, fotografie, vedeți acolo tot ce înseamnă despre cum ne orientăm pe boltă, cum învățăm constelațiile, tot ce putem vedea pe cer, de la stele, planete, nebuloase, galaxii. Învățăm să facem fotografie chiar cu telefonul mobil. Avem de asemenea drumeții de explorare, învățăm ce sunt plante medicinale, ce înseamnă pădurea, cum să dai firele de iarbă la o parte, să vezi ce lume acolo. Deci trebuie să înțelegi lumea în care trăiești. Și copiii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Și nu numai copiii, am avut cel mai în vârstă, am avut 89 de ani. Poate nu vreau să credeți că am avut așa persoană în tabără, care a avut atunci la vârstea să învețe să uite pe cer. Și începând de la copii de 6 ani, sau dacă vin cu părinții și fac concediu acolo, într-o tabără, chiar mai mici. Bun. Tot așa, câte două secunde, următoare slide-uri. Mai avem apoi la Perseide, în august, mai avem apoi în octombrie, Orionidele, iar un curent de meteor foarte frumos și cu peisajul acela de toamnă fantastic, Leonidele și Geminidele, care vă spuneam de ce. Acestea sunt taburile pe care le organizăm anul acesta. Zona este superbă. Nu vă spun sentimentul pe care îl ai, deși uneori pare banal așa să te apleci la un fir de iarbă sau să vezi roa dimineții, da? Sau să vezi soarele cum se oglindește într-un strop de roa. Este o lume a căreia trebuie să te apleci, să o înțelegi și, bineînțeles, să organizăm și expediții în insulele Canare, în La Palma, în zone de pe glob, pentru că uneori, cred că mai mult ca orice, contează ca tu personal să te poți conecta cu cerul, să poți să transiți mai departe și celorlalți. Și vă invit să urmăriți emisiunea Noi și Cerul la Columna TV și nu uitați să împărtășiți cerul indiferent unde vă aflați. Mulțumesc! Mersi frumos!